Dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă etalare. Astăzi vreau să vă invit la o etalare pentru weekendul acesta, deci pentru 18-19 ianuarie. Ce se va întâmpla în viața dumneavoastră, a celor care priviți acest videoclip? O etalare pentru acest weekend cu 3 variante, o etalare interactivă. Așadar, vă rog să vă alegeți între 1, 2 și 3, adică cele 3 variante. Voi utiliza o pereche de cărți de oracol și una de tarot pentru a putea face această etalare. Haideți așadar să vedem, pentru cei care au ales numărul 1 sau varianta numărul 1, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră în acest weekend. Pentru cei care ați ales numărul 1, ce trebuie ca dumneavoastră să știți, ce este important să aflați. Haideți să vedem. Wow! În primul rând, dacă sunteți îngrijorați în dragoste, dacă vă veți întâlni sau nu în acest weekend cu persoana iubită, vă spun că da, sau dacă nu vă veți întâlni față în față, în orice caz veți întâlni pe cineva nou dacă sunteți singuri, pentru persoanele singure, pentru cei care au o relație la distanță, simt că veți vorbi astăzi sau în acest weekend, într-una din zile, despre când trebuie să vă întâlniți și să știți că vă veți întâlni. Deci lucrurile merg spre bine. Veți purta o discuție, vă veți întâlni cu prietene de ale dumneavoastră, în orice caz toate lucrurile se aliniază pentru voi, dragii mei, cei care ați ales etalarea numărul 1. Este chiar vorba despre dragoste, după cum vine, vedeți aici. Deci dacă nu vă regăsiți, înseamnă că nu este pentru voi. Fiind o etalare generală, nu poate fi pentru voi dacă nu este vorba de dragoste. În orice caz, în dragoste lucrurile stau super bine sau vor merge din ce în ce mai bine. Ce mai trebuie să aflăm? Mai văd o relație triunghiulară. Văd că vreți să vă desprindeți. Există o persoană care poate fi în Capricorn, Fecioară, Traur, care vrea să se desprindă de o relație triunghiulară cu o persoană din Pești. Dacă vi se potrivește acest lucru, cu atât mai bine. Însă este vorba despre o relație în secret, întâlniri nocturne, sau vă doriți, dacă nu s-a întâmplat acest lucru, vă doriți să se întâmple acest lucru și să știți că vă veți întâlni. Deci, repet, va fi o întâlnire romantică între dumneavoastră și o persoană, mai ales cei care aveți relații triunghiulare. La serviciu, pe plan financiar, veți avea un nou început. Cineva va veni cu o propunere la dumneavoastră sau dumneavoastră veți face o propunere unei anumite persoane. O persoană brunețică cu tenul măsliniu, poate să fie femeie sau bărbat, nu contează, sau o persoană care are o posibilitate financiară foarte mare. Fie vă veți întâlni sau veți crea un parteneriat cu această persoană, această persoană vă poate propune ceva, dumneavoastră puteți propune ceva. Atenție însă că nu toate detaliile le cunoașteți sau ascundeți un pic din detalii în ceea ce privește această întâlnire. Dacă veți avea întâlnire, o întâlnire de afaceri, o întâlnire, să spun așa, chiar dacă ați depus CV-uri după acest weekend, aveți posibilitatea să fiți chemați la un interviu și așa mai departe. În orice caz, foarte bine pe plan financiar. Alții dintre dumneavoastră, o persoană căsătorită, văd că are o relație în secret cu altă persoană, da? Sau, în orice caz, ceva de genul ăsta în relația triunghiulară. Vă doriți, fie dumneavoastră, fie cealaltă persoană, să fie lucrurile altfel și să se întâmple altfel între voi. Fie să nu mai existe secrete, fie aveți teamă, dacă sunteți deja căsătoriți, aveți teamă că soțul, soția vă înșală și
care o relație cu altcineva, bineînțeles, vreți ca relația respectivă să o părăsească. În orice caz, vreți să abandonați ceva. Vă gândiți foarte mult în acest weekend la a abandona această conexiune. Alții vă doriți ca o persoană care, dacă este căsătorită, să vă ofere un anumit ajutor, nu știu ce ajutor vreți dumneavoastră, dar vă doriți să vi se ofere acest ajutor pentru ca lucrurile să se alinieze în viața dumneavoastră. Pentru că în acest moment aveți impresia că nu vă puteți regăsi drumul în viață, să zic așa. Aveți impresia că faceți foarte multe lucruri și că acestea nu ajung la, că nu au o finalitate sau dacă au o finalitate nu este ceea ce dumneavoastră vă doriți. Și atunci nu văd un impas, dar văd foarte multă alergătură fără nimic. La dumneavoastră este doar gândul de a abandona ceva pentru a reuși să faceți ceva mai bine sau pentru a reuși să fiți fericiți, pentru a reuși să aveți o persoană care să vă iubească. Pentru că este totul legat de iubire, de o căsătorie și de un job pentru cei care vă gândiți la un job, un business și așa mai departe. Și s-ar putea, dacă ne gândim la business, să mergeți să cereți un împrumut în bancă sau să faceți un împrumut de la o persoană fizică pentru a demara ceva. Dumneavoastră știți mai bine, în orice caz trebuie să faceți atenție pentru că sunt anumite secrete. Cam atât, dragii mei, pentru voi varianta 1. Haideți să vedem cei care ați ales varianta a doua. Previziuni pentru acest weekend. Nu uitați că timpul este fluid. Lucrurile se pot întâmpla nu în acest weekend sau după, în orice caz. Haideți să vedem despre ce este vorba. Aici văd că cineva s-a întors acasă dintr-o călătorie sau se va întoarce acasă, vrea să se întoarcă acasă pentru că a primit niște vești de la familie, ați primit vești privind o moștenire, un partaj, mergeți să veți fi în fața unui proces, simt, și să zic, după acest weekend se va da sentința sau vă gândiți în acest weekend că sentința deja a fost poate nu favorabilă vouă și că de fapt lucrurile sunt 50-50%. Fiecare parte a avut ceva de câștigat pentru cei care ați avut un proces, dar v-ați asumat un risc în dragoste cu o anumită persoană. Ați aflat, s-ar putea, că există cineva care vă trădează sau veți afla în acest weekend cineva care poartă o mască. Niște secrete vor fi dezvăluite pentru câțiva dintre voi, dar haideți să vedem ce mai putem afla. Vorbim despre un proces clar, despre o ruptură, ceva care veți tăia din rădăcină, un rău pe care îl veți tăia din rădăcină și veți întoarce spatele pentru totdeauna la acest trecut. Un trecut destul de dureros. Veți tăia niște legături cu o anumită persoană care fie a făcut parte din familia dumneavoastră, fie... pentru că simt că este o persoană din familie. Aici putem vorbi despre un divorț sau despre o rudă pentru cei care vor să primească vești pentru o moștenire. În orice caz, această ruptură va fi definitivă, veți întoarce această pagină, veți lăsa acest trecut în urmă și veți merge înainte. Veți merge încrezători înainte. Pe data de 5 februarie veți vedea această lumină, veți vedea o altă claritate. Veți avea posibilitatea ca mintea dumneavoastră să
să concretizeze un viitor pe care voi vi-l doriți și veți face ceva în această privință. Nu numai că vă veți gândi, veți lua o decizie drastică. Nu știu dacă în acest weekend, dar la începutul lunii februarie va trebui să luați o decizie, o decizie de a vă separa de o anumită persoană, de a pune capăt unui job, de a o lua de la capăt, de a pune capăt unui oraș și a vă muta în altul, de a pleca dintr-o țară și a vă întoarce acasă sau a pleca de acasă și a vă duce într-o țară străină, etc. Dumneavoastră știți mai bine, dar ceva, o decizie finală dumneavoastră veți lua sau va trebui să luați pentru a putea renaște, pentru a putea să vă eliberați de o karmă și pentru a avea zile mai bune, a avea o claritate. Haideți să vedem ce altceva mai putem afla. Deci eu nu pot să cred, sunt aproape aceleași cărți ca la prima variantă. O relație, un trio, chiar toată lumea e într-un trio. Nu știu, o relație veți abandona, o persoană care v-a înșelat o veți abandona pentru că există aceste secrete pe care s-ar putea să le aflați. Sau veți părăsi o relație triunghiulară pentru că nu vă place concurența, nu vreți să fiți a treia roată la căruță, nu vă place să intrați în polemici. Dacă ne gândim la o relație de muncă sau ceva care nu vă satisface din punct de vedere financiar la noul actual de muncă, veți tăia din rădăcină, veți uita aceste neplăceri și veți înțelege că dumneavoastră sunteți important și nu aveți nevoie de concurență, nu aveți nevoie să vă certați cu cineva sau să intrați în această relație triunghiulară cu aceste persoane care pot fi în fecioară, berbec, leu, săgetător, capricorn sau taur. Fie dumneavoastră sunteți în una dintre aceste zodii, fie persoana cu care aveți de-a face. Un pic de conflicte la muncă văd pentru că ați depus foarte multe eforturi, aveți parcă tot ceea ce toate documentele necesare, toate aturile necesare pentru a rămâne în poziția respectivă, dar nu există acest lucru în echipă care vă satisface și aici există anumite secrete, veți avea o alegere de făcut, vă închideți un pic în voi, așa cum v-am zis, unele secrete vor ieși la iveală, nu cred că este în acest weekend, dar se vor contura. Vă veți debarasa de anumite idei pentru că vi s-au creat în cap. Nu spun că a fost ceva imaginar, dar nu știu cât de reale au fost, iar acum dumneavoastră începeți să le conștientizați. Foarte frumos! Deci, dragii mei, această tăiere, această alegere pe care o veți avea vă va aduce un viitor extraordinar. Veți întoarce acest capitol din istoria voastră și veți scrie din nou istorie. Foarte frumos! Haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta a treia, dragii mei, pentru voi, ce vă poate aduce weekendul pentru cei care ați ales varianta a treia. S-ar putea să primiți niște vești de acasă sau de la o persoană de acasă despre un contract, s-ar putea, despre o relație de căsătorie, cineva din familia dumneavoastră vrea să se căsătorească sau un contract privind o proprietate de la o persoană din familia dumneavoastră. Ceva în familie, poate de la un bărbat sau datorită unui bărbat, veți primi niște vești din familie sau pur și simplu dumneavoastră sunteți căsătorită cu această persoană și această persoană se gândește la casă, la o casă anume, la casa dumneavoastră sau casa să încearcă să
fie sau dumneavoastră să fiți mult mai apropiat, apropiată de Dumnezeu, de spiritualitate. Încercați să vă calmați, să vă retrageți, vă doriți un calm interior, veți lucra în acest weekend, veți lucra, o să lucrați, mulți dintre dumneavoastră, vă veți simți obosiți, ceva vă va obosi mental, nu fizic, mental, dar această oboseală va trece, un stres al dumneavoastră mental privind o situație anume sau o persoană anume este în curs de a se vindeca. Și dumneavoastră știți acest lucru, două secunde. Haideți să vedem ce mai putem afla. În familie, lucrurile vor merge, pentru cei care sunteți căsătoriți, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Veți simți protecția persoanei, iubite persoanei cu care sunteți căsătorit, căsătorită. Vă doriți să reînnoiți situația dumneavoastră, să meargă din ce în ce mai bine în cadrul familiei. Vreți să faceți foarte multe lucruri în acest weekend și nu știu dacă veți fi capabili să realizați toate aceste lucruri. Atenție să nu vă obosiți, pentru că vi se par că lucrurile stagnează, că nu mergeți mai departe, fie aveți ceva de făcut în casă ca și reparații, iar v-ați fi dorit ca lucrurile să meargă mult mai rapid. Aveți impresia că timpul nu vă ajunge, aveți o problemă cu timpul, da? Deci foarte mult pentru voi timpul este extrem de important. Simțiți că nu puteți să faceți ceva, orică aveți ceva de făcut și este prea târziu. Nu știu, în orice caz simțiți că timpul nu va ajunge. Că timpul este în defavoarea dumneavoastră pentru o problemă legată de familie. De familia dumneavoastră, de familia care ați întemeiat-o sau de părinți. Simțiți că sau vreți să vă întoarceți în familie, pentru că s-ar putea să fiți departe de casă și vreți să vă întoarceți în familie și veți amâna această călătorie, nu vă veți duce când vreți să vă propuneți ceva de genul ăsta. Nu știu dacă are sens, doar așa simt, așa văd, așa vă spun. Haideți să vedem ce altceva cei care au ales varianta 3-a mai trebuie să știe. Ce mai trebuie să știe? O dorință vi se va împlini, o dorință pentru o casă. Dumneavoastră vi se va împlini o dorință legată de o casă, deși parcă nu să vă mai intereseze dacă lucrurile se pot realiza în timpul propus. Da? E vorba de eficacitate. Parcă veți relaxa și veți spune, e de ajuns câte am făcut, de data aceasta vreau să văd și altceva. Visați la ceva anume, la un obiectiv al dumneavoastră legat de voi, dar partenerul sau partenera dumneavoastră nu este pe aceeași lungime de undă. Parcă îi arătați ceva în acest weekend, iar persoana respectivă vă spune, nu e așa cum spui tu, uite aici, înțelegeți? Dumneavoastră sunteți mult mai visător, visătoare, persoana cealaltă e mult mai analitică, analizează lucrurile și nu știu dacă dumneavoastră vă convine chiar atât de mult pentru că ați fi avut dorința de a face ceva. Dar parcă persoana, partenerul sau partenera vă taie acest avânt, vă trage în jos și veți spune nu la ceva anume legat de familie. Din păcate, dar nu știu la ce dumneavoastră veți ști mai bine. Cam atât, dragii mei, privind această etalare, sper să fi făcut sens, sper să fi aflat destul de multe elemente care să vă ajute. Cu aceasta am încheiat. Să ne revedem cu bine, dragii mei, la o altă etalare. La revedere!
La revedere!